Statul a scos la vânzare mașinile confiscate de la Ilan Șor. Este vorba despre un Bentley și o Volga ce urmează să fie licitate pe 9 iulie, au precizat pentru TV8 executori judecătorești implicați în proces. Banii obținuți din vânzare vor recupera o mică parte din prejudiciul adus de Ilan Șor în frauda bancară. Prețul de pornire pentru Bentley Continental, fabricat în 2010, pornește de la aproape 2 milioane de lei. Starea limuzinei a fost evaluată ca foarte bună, în condițiile în care aceasta nu a parcurs decât 50.000 de kilometri. Volga de producție sovietică este cu mult mai accesibilă. Din vânzarea mașinii produse în 1988, statul vrea să obțină cel puțin 282.000 de lei. La licitație pot participa atât persoane juridice cât și fizice. Amintim că pe lângă condamnarea la 15 ani de pușcărie, Curtea de Apel a decis în privința lui Ilan Șor și încasarea prejudiciului adus de acesta în frauda bancară. Este vorba de 5 miliarde de lei, pagube ce urmează să fie recuperate din înstrăinarea averii acestuia în folosul statului. Printre bunurile fugarului Ilan Șor, care ar urma să fie scoase la licitație în urma unei decizii a Curții de Apel, se numără și trei bunuri imobile din capitală.